Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Suntem oaspeții Pinacotecii Marius Bunescu de la Liceul Teoretic Ionita San din Caracal, un adevărat sanctuar al artei cu un istoric pe cât de bogat, pe atât de pilduitor din multe puncte de vedere. Suntem în continuare invitați de către doamna profesor Jana Pătru, un bun cunoscător, cum am spus, și cu alte prilejuri al istoriei orașului Caracal, al zonei Romanațiului, și pentru că suntem la Pinacoteca Marius Bunescu, doamna Jana Pătru, nu de multă vreme, a scos o carte album a acestei pinacoteci și cred că cel puțin în rețeaua unităților de învățământ este singulară, dacă ne gândim la patrimoniul pe care această pinacotecă îl deține. Doamna profesoară, mai aveți și aici și o să ne vorbiți de încă o carte despre Pinacotec. Vă mulțumim tare mult că ne-ați găzduit în acest spațiu și că avem un subiect atât de generos și de frumos despre care urmează să discutăm chiar în două emisiuni amprente. Mă bucur să vă fiu din nou gazdă de data aceasta, așa cum frumos ați spus, într-un loc mirific, plin de cultură, plin de istorie, pentru că, privind stânga-dreapta, pe lângă tablouri, observăm busturile donatorilor, unuia dintre donatori, ca să nu spun că în această pinacotecă sunt mai mulți donatori, pe lângă Marius Bunescu, Constantin Poroineanu, Nicolau și așa mai departe. Și nu pot să-mi exprim în cuvinte mulțumirea, șansa vieții de a fi la un liceu cu o istorie de peste 100 de ani, începută această istorie în 1888, când se înființa Gimnaziul Clasic de Băieți, cu o bibliotecă care lua ființă tot printr-o donație la începutul anilor 900 și nu în ultimul rând prin această pinacotecă care, și eu cred, am tot zis că voi face niște demersuri în județul Arad, aș fi înțeles că și acolo ar mai fi o pinacotecă școlară, dar sunt numai niște zvonuri, nu știm dacă. Oricum, vrem să credem că este singulară, găzduită într-o școală, într-o unitate de învățământ, pentru că a întreține picturile și tot ceea ce presupune o pinacotecă necesită foarte multe chestiuni, să le zicem așa, tehnice. Sunt instituții de stat care nu-și permit acele detalii tehnice și atunci, pentru necunoscător, zice, ce este? Este o sală unde am afișat câteva tablouri și cu asta basta, putem să o organizăm oriunde. Lucrurile nu stau chiar așa. Dar și sala în care funcționează pinacoteca este deosebită, este o sală ovală, se pretează foarte bine la expunerea, să spunem, muzeală a lucrărilor și creează un ambient de cum intri. Impactul acesta vizual este deosebit. Clădirea și toate clădirile interbelice și antebelice erau ridicate, proiectate și ridicate după niște standarde. Mai ales instituțiile de învățământ. Se stabilea un cubaj pentru elev, așa se și explică clădirile vechi, că au sălile ample și sălile de clasă și de asemenea spații dedicate unor alte evenimente culturale. Da, da, da. Amfiteatru. Această sală care n-a fost proiectată la început pentru o sală de expoziție sau sală muzeistică. Aici se făcea sport, educație fizică și sport, iarna.
din corespondența directorului Pătru Crăciun și Marius Bunescu, descoperim foarte multe chestiuni legate de unde este amplasată viitoarea sală, intrarea este din interior sau din afară, dacă este liberă, adică tot ceea ce trebuia să îndeplinească o viitoare sală unde erau expuse obiectele de pictură, sculptură. Și spuneați dumneavoastră că această pinacotecă sau lucrările expuse în această pinacotecă, fiind în mare parte din pictură, vine să completeze sau de fapt să suplinească un mare vis al caracalenilor și al românățenilor, un muzeu de artă, pentru că aici în Caracal și în Romanații arta plastică a avut reprezentanții de frunte din elita picturii românești contemporane și nu numai. De asemenea, demersurile pentru crearea unei muzeu, a unei expoziții permanente de artă plastică sunt vechi în Caracal, gândindu-ne fie și numai la Hagiescu Miriște. Și până la urmă, din păcate, aceste eforturi nu au putut să fie concretizate într-o instituție de sine stătătoare, ori Pinacoteca Marius Bunescu a răspuns, să spunem, acestor năzuințe locale, nu? Da. Pomeneați de Hagiescu Miriște. Cred că era un curent de emulație național. Odată cu venirea lui Carol I, da, clădiri, instituții de cultură, odată au izbucnit. Pentru că aș încadra pe Hagiescu Miriște, pe Marius Bunescu, într-o galerie mai largă și mă gândesc la doctorul Dumba, la Atanasie Simu, deci Aman aproape Craiova, de noi, da. Și câți nu sunt răspândiți în spațiul românesc. Deci era un curent care venea de la sine și care, din păcate, dar nu și mai pornea și din inițiativă particulară, adică pe lângă cele care aparțineau statului și, într-adevăr, aceeași emulație o constatăm și în plan instituțional, gândiți-vă, este această inițiativă a oamenilor. La Teatrul Național, că s-a constituit, s-a ridicat din donațiile caracalenilor. Da? Și, slavă Domnului, nu este o clădire micuță. E o adevărată bijuterie. Bijuterie, sigur că da. Da. La fel și Pinacoteca. O parte a exponatelor provine din donații, o altă parte, m-a surprins enorm, a fost achiziționată de acea societate culturală HGLK, da, din care făceau parte profesori și elevi, cu tot înregistrată, aveau o cotizație, cumpărau tablouri, se tăiau chitanțe, iar acest Pătru Crăciun, ce să vă spun, un om atât de meticulos, nu știu dacă am mai întâlnit, probabil da, mai sunt, dar foarte puțin. Da. Iar o altă parte îmbogățește pe parcursul anilor Pinacoteca prin intermediul lui Marius Bunescu, era un nume atât în pictură cât și ca organizator, și avea un cuvânt, era respectat în lumea artiștilor. Păi, da, eu vă provoc să începem oarecum cu începutul, dacă este de la titulatura Pinacotecii Marius Bunescu, Marius Bunescu fiind unul din marii pictorei noștri, născut la Caracal. Așa este. Legătura lui, deci, nu era cu Pinacoteca, nu e întâmplătoare, sigur, nu e un generic al acestei pinacoteci. Marius Bunescu nu numai că s-a născut la Caracal, îi se datorează în mare parte organizarea și prin donația, sigur, și prin sigur ceea ce a făcut, având nu mentorul pe Pătru Crăciun, profesor, da, și director la colegiu o perioadă atunci. Deci, ce ne puteți spune despre caracaleanul Marius Bunescu? Am să încep cu începutul. Da, sigur. Am o fotografie donată de doctorul Puiu Stoiculescu, de domnul doctor Puiu Stoiculescu. Pe vers o spune așa, și am să o și arăt imediat. În imagine sunt
Marius Bunescu, Artur Verona, Camil Resu, Gheorghe Petrașcu, Storc, Minulescu, Steriade. Și scrie în paranteză, scrisul de mână, pentru că sub fiecare personaj este scris numele pictorului sau scriitorului sau poetului, Minulescu în cazul de față, zice, scrisul de mână este al lui Petrașcu. Aceasta ar fi fotografia și am început cu ea, de ce? Ca să observăm în ce lume. Se învârtea Marius Bunescu. Fotografia este făcută în 1933. Deci, într-adevăr, Marius Bunescu s-a născut în Caracal, pe strada Bistriței, care este în zona liceului Ionița San, într-o familie modestă. Erau doi copii, el Marin s-a numit, Marin Bunea familia. Bunea, da, da. Ionița Bunea, tatăl. Ionița Bunea, da, și Gheorghița, fost de Giura. Da, da, da. A mai avut un frate, Iulian, care s-a prăpădit tânăr până în 30 de ani. Ca orice copil care provine dintr-o familie modestă, se lovește de tot felul de probleme de natură socială, economică. Și de sănătate. Și de sănătate, pare, da. Și de sănătate, sigur că da. Tatăl este, provine dintr-o familie de agricultori, încearcă să intre în lumea negustorească, închiriază o cămăruță pe strada mare, unde avea, hai să zicem, o mică afacere, dar l-a costat acest început comercial, pentru că a trebuit să pună gaj casa, pe care a și pierdut-o. Este obligat de această situație, pe la 12 ani, să părăsească școala și să intre în viață pentru a-și câștiga existența. De fapt, da. În acești primi ani de învățământ, profesorii de la Ionița San au descoperit talentul, au descoperit talentul copilului. Și l-au încurajat pe Ioniță, pe tatăl lui Marius Bunescu, să-l ducă mai departe la Școala de Bele Arte la București, dar însemna cheltuială. Deci, îl găsim într-o perioadă pe la prefectura Caracalului, copist, scria frumos, caligrafia frumos. Dar și era o condiție ca să fi funcționat, sigur că da, apropo sigur de că documentele da. Acelea pe care exact. Le cercetăm și vedem. Apoi, ce scris aveau. Se duce la un unchi al lui la Craiova, revine în Caracal și pe la începutul anilor 1903 pleacă în Dobrogea. Susține un examen regional la Silvică din Dobrogea, căuta un desenator. Da. Câștigă acest concurs și am putea spune că îi se schimbă destinul în Dobrogea. Din cel puțin două motive. Îl întâlnește pe pictorul Dimitrie Hârlescu. Și știți ce înseamnă într-un domeniu, în oricare domeniu, să fie cineva care să te stimuleze. A avut o stea bună, da. Sigur pentru că, da. Că era un mare talent și da. Uite, da. Și doi, Dobrogea reprezintă un evantai cultural. Cu tot ce înseamnă acolo, români, aromâni, greci, neamuri de slavi, tătari, turci, ei trăiesc într-o armonie. Da. Dar și vin cu această bogăție culturală care creează te stimulează, un tot, sigur te, că da. Da, da, da. Apropierea de mare. Privim aici și sunt tablouri, Marius Bunescu expuse și în alte expoziții din țară, da, chiar și la Muzeul de Artă. Subiect predilect sigur că al da. Pictorului. Marea și mai târziu Balcicul, pentru că Regina Maria creează în jurul ei, așa cum a creat și Carmen Silva și Regina Elisabeta, un fel de școală, cum era școala grecească ateniană. Deci o școală patrona, susținută de un mecena, și reginele noastre au jucat acest rol, de a-i stimula, de a-i încuraja și chiar susține pe tinerii artiști. Balcicul și scene din Mangalia, Constanța, Marine sunt predilecte. Revenind la întâlnirea cu Hârlescu, este convins, uneori îți trebuie și această convingere, poate că tu o ai, dar ai așa o timiditate de a merge mai departe, gândindu-te, știți cum se zice,
ne depășim, ne autodepășim condiția socială de multe ori, dar e binevenit și un sfat din afară. Da, da. Și pleacă, după ce susține un concurs, la Academia de Bele Arte din München. Acolo și studiase, mi se pare, da, pictorul Hârlescu. Da, așa este. De fapt, este o academie la care au mai fost și alți pictori români. Lucian, Băncilă, Petrașcu. Da. Am ajuns la concluzia... Că o nume rigoare acolo. Exact, zic, stilul, da. stilul german. Da. În, da, arhitectură, în pictură și în orice. Rămâne 6 ani, timp în care el face niște vizite la Istanbul și chiar o perioadă scurtă la Paris, în Montmartre, își deschide un atelier. Este perioada de căutări, nu are încă un stil propriu. Se lasă influențat de stilul impresionist. Își deschide chiar un atelier, dar cum? Trimite picturi la expozițiile care se organizau în țară, în special după 1911. Uh-huh. Și are câștig de cauză, sunt apreciate, sunt cumpărate și cu acei bani își deschide atelier mai întâi în Germania și apoi în Paris. În Paris, da, da, da. Războaiele de la începutul secolului 20, vorbesc de cel de-al doilea război balcanic în care participăm și noi și apoi primul război mondial, îl silesc să vină în țară. Și este un subiect sensibil aici. Până a venit în țară, ordinul de chemare la oaste nu l-a găsit acasă. S-a iscat așa o mică problemuță, să-i zicem. Da. Știți, când nu dai ascultare armatei imediat să fii acolo, se vorbește de dezertare. Nu era cazul, pentru că și în cel de-al doilea război balcanic, dar mai ales în primul război mondial, este concentrat la regimentul 19 Romanați și apoi în războiul mare este transferat la Comănești în Moldova, ocupându-se de ce știa el mai bine. Nu neapărat. E adevărat că a desenat și scene din, dar mai mult pe parte tehnică. Eu știu, stabilimente, chestiuni de genul acesta specifice războiului. După război se întoarce în Dobrogea și apoi se va stabili în București. Începe o altă etapă. O altă etapă. Este foarte mult de vorbit despre pictorul Marius Bunescu. Eu vă provoc să atingem așa, să sintetizăm ceea ce însemnat pictorul și tematica și sursele de motivele de inspirație, da, ale pictorului Marius Bunescu, dar care de fapt ele se împletesc, pentru că pe lângă a fi un pictor foarte bun, Marius Bunescu a fost și un ctitor, da, da, de așezăminte, de cultură, de prim rang, care și astăzi ele se mențin acolo sus. Da, un administrator și un organizator extraordinar și legat de mari proiecte. Corect, da. 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 Ce, încă... Că eu așa, dacă ar fi, mie mi-a rămas pe lângă Marine, pictorul Marius Bunescu, era să spun Spiru Vergulescu, legat, da, da, Marius Bunescu prin picturile citadine, prin, da, da, Bucureștiului datorează, are niște, da, peisaje, da, citadine extraordinare, da, dar asta o să ne spuneți dumneavoastră. Da. Într-adevăr, încă din perioada studiilor la München, în grupul de studenți, dar nu numai români, da, și străini, da, el a fost propulsat în fruntea unor organizații studențe. Știți, în studențime, da, și, da, încoace se organizează tot felul de sindicate, de asociații, mai ales cei plecați în străinătate, asociații, cum a fost Patria. Sigur, se coagulează curente. Exact. Se, da. Deci el cam din perioada asta este așezat în fruntea unor astfel de organizații. După 1918, după război, a ajuns în București, este ales mai întâi secretar, apoi președintele Sindicatului Artiștilor Plastici și multă muncă, multă muncă de convingere va duce Simu, marele colecționar care venea din zona Dobrogei și nu numai, academician, om politic,
Multă muncă de convingere pe lângă Marius Bunescu de a accepta să conducă Muzeul Simu. Muzeul Simu a fost înființat, dacă mi-aduc aminte, prin 1909-1910, perioada antebelică. Simu, de tânăr, a moștenit din familie un mare număr de exponate, dar nu numai că le-a moștenit. În toată viața, pe tot parcursul vieții, le-a mulțit. Deci a fost un om extraordinar. A investit toată viața în artă. A investit și în 1927 a donat Muzeul Statului Român. Într-o clădire făcută de el. Într-o clădire care, într-adevăr, o superbitate. Planurile sunt ale unui templu grecesc, seamănă cu Erecteionul. Da. Tavanul era din sticlă, pentru că el spunea să aibă lumină naturală, pentru că între ochiul uman și coloritul pânzei, soarele, lumina naturală nu distorsionează, spre deosebire de lumina artificială. Acum, nu sunt o bună cunoscătoare a fenomenelor fizice care se produc, dar au existat și neajunsuri. Pentru că pictura pusă sau peste ea, dacă se suprapun razele soarelui, în timp o denaturează. Deci are de câștigat ochiul uman, dar în timp produsul se duce. Da. Care a fost înțelegerea între Simu și Marius Bunescu? Apropo, pictorii se împart în două, în funcție de proprietate, cum spun eu la clasă. Da. Săraci și bogați. Cei bogați își permit să fac și nu numai, vorbeam de donații. Dar gândiți-vă la pictorii care proveneau din familii bogate, că ei au avut o parte a activității lor îndreptată și spre biserică, spre pictura religioasă. Nu știu dacă Marius Bunescu are o latură, nu mi-e cunoscut, am spus. Da. Dar ce a surprins la el? Că până în 47, cât el a fost directorul Muzeului Simu, el nu a încasat niciun leu. Asta a fost una dintre înțelegeri cu Simu. Și a doua, să îi se rezerve lângă muzeu un spațiu unde să locuiască și să organizeze. Târziu va avea o locuință proprie. Deci, în mare parte a timpului, el a locuit lângă instituția pe care a servit-o ca director, vorbind de Simu sau mai târziu de galeriile naționale ale Republicii Populare Române. Spuneam și mergând pe linia organizatorului, după instaurarea regimului comunist, vocația lui de pictor și de organizator nu este afectată, pentru că va fi directorul Muzeului de Artă, bine, pe partea de, să zicem, pictură. Îngrijindu-se prin asta, iertați-mă, de conservarea și de preluarea acestui patrimoniu extraordinar de care avusese grijă în interbelic de la Muzeul Simu. I-a asigurat o soartă bună. Da, pentru că și clădirea, dar și aceste donații ale unor personalități interbelice sau antebelice, în perioada de început a regimului comunist, știm lucrul acesta, nu erau prețuite pentru că nu erau oameni formați. Mai târziu, spre anii 80, și-au format cadre, dar atunci nu erau oameni formați. Așa se și întâmplă cu conacele vandalizate, biblioteci distruse, incendiate și, bine în minte, nu neapărat din zona noastră, Florica Brătienilor. Ce bibliotecă este acolo? Dar cărți aduse de Ionel Brătianu de la Paris și în franceză și așa mai departe. Mie îmi vine în minte biblioteca lui Alexandru Pitești din conacul de la Vlaici, care a fost arsă, scoasă pe afară și s-au făcut un foc așa mare într-o noapte cu ele. Exact, dar nu cred că este conac
să nu fi fost distrus. Sau, întorcându-mă la Hagiescu Miriște, donat sau pierdut, am scris la un moment dat, a fost donată nu știu ce, nu știu cui și la un moment dat se pierde șirul. Da, sau sunt depozitate în condiții improprii și... Și așa înțelegem marele merit al lui Marius Bunescu. Câte lucruri a salvat acest om prin spiritul lui organizatoric, prin marea lui dragoste de ceea ce înseamnă creație și valoare. Da. Mai rar, pentru că de obicei pictorii spunem că ar fi bonomi, ei decât pictează, ori Marius Bunescu este acel tip uman în care talentul pictorului se armonizează foarte bine cu rigurozitatea, disciplina organizatorului și a creatorului de instituții de cultură. Am să dau citire, pentru că Marius Bunescu l-am cunoscut devenind profesor la Ionita San prin minunea aceasta de pinacotecă și tablourile pe care, tablouri, schițe donate, dar și prin intermediul unor oameni care l-au cunoscut direct. În spate avem picturile lui Sorin Chirimbu, unul din ucenicii pictorului, apoi n-am cunoscut-o fizic, dar întreținem o legătură telefonică sau prin intermediul internetului cu fica profesorului Pătru Crăciun, doamna Anca, și pomeneam puțin mai devreme domnul doctor Puiu Stoiculescu, care din anii 50-51 a devenit un apropiat al pictorului și al băiatului, unuia din băieți, Udrea, și el medic, în corespondența cu domnul doctor, din corespondența cu domnul doctor, este că se vizitau, mâncau, nu, să nu înțelegem acum, zilnic, dar erau vizite frecvente, iar pictorul i-a devenit pacient. Vorbeam mai devreme că a avut și niște afecțiuni care au început să se repete cam după 1940, era cardiac și Puiu Stoiculescu i-a devenit medic chiar și sfârșitul în 1971. Îl găsește în acest triunghi pictorul, băiatul Udrea și Puiu Stoiculescu. Spunea, nu a mai avut ce face, dar cum și-l aduce aminte domnul doctor? Structura sa genetică s-a clădit pe calitățile țăranilor noștri. Echilibru, calm, naturalețe, forță, modestie, bun simț, dragoste de natură, capacitate organizatorică, o persoană foarte plăcută în societate. Și spunea, era un munte de om foarte bun înotător. Și un foarte bun înotător. Dacă a pictat atâtea marine și da, s-a, da. Și-a început și în Dobrogea la Marea cea mare. Da. Da, spuneați puțin mai devreme că temele cu predilecție au fost citadine, Bucureștiul și Mangalia, Constanța și Caracalul, se regăsesc în multe, multe dintre picturile lui Marius Bunescu. Și cealaltă temă, bineînțeles, dacă mă uit aici, partea dreaptă sus, sunt tablouri marine, este cealaltă temă care se regăsește la el. Nu a omis, ziceți-mă, personalitățile caracalene sau familia Magda Bunescu, soția, o profesoară din Câmpul Lung, de alminte el se va muta o perioadă scurtă la Câmpul Lung și avem câteva tablouri ale Câmpul Lungului sau ale unor... După cum Ion Mușeleanu se va muta la Caracal, nu știu cum să spun, că vedeți lucrurile un schimb așa se leagă peste... Ale copiilor, ale celor doi băieți, nu apare numele, cum nu apare nici numele soției sau mamei, dar privind pe latura de jos, îl vedem pe tată, pe Ioniță, pe
Gheorghița, mama pictorului, revin, Magda, da. O femeicică foarte frumoasă, spunea și domnul doctor, o cunoscuse, personalități locale, Caracaș, Cristina Caracaș, deci, vedem, depășește citadinul și marinul, dar rămân totuși cele două teme cu predilecție în activitatea pictorului. Da, da, și portretele văd că sunt rezervate, să spunem, celor apropiați, da, nu? Da, da. Din familie și prietenii foarte care l-au înconjurat. Din ambiraj, da, așa este. Da. Autoportret, de asemenea, acolo este făcut autoportretul în 1936, dar mai puțin contează anul, da, a da. Făcut o excursie la Polul Nord. Și spunea foarte mult, îmi doream să ajung acolo. Ca o paranteză, el este autorul, să zicem, unui testament. Artiștii, în general, își fac un testament. Flori pe mormântul meu se numește. E un manuscris. Nu l-am găsit în biblioteca, în arhiva liceului. Mă îndoiesc că mai există, dar el a fost lăsat liceului. Și ar fi fost o bogăție de informații și despre liceu, și despre personalitățile locale, și foarte multe informații dacă l-am fi descoperit. Doamna profesoră Jeana Pătru, este evident mult să vorbim despre Marius Bunescu, despre personalitatea artistică a lui Marius Bunescu, despre personalitatea omului, pentru că a fost un mare om Marius Bunescu, despre ceea ce l-a ctitorit în peisajul cultural românesc în interbelic și postbelic. Printre ctitoriile sale, evident că avem și Pinacoteca Marius Bunescu. Despre ceea ce a însemnat facerea acestei pinacoteci, asupra căreia dumneavoastră v-ați aplecat cu deosebit respect și cu ați închinat așa muncii acestor oameni, ceea ce rămâne de fapt, nu, pentru generațiile care or să vină. Vom povesti în emisiunea noastră viitoare. Până atunci, dragii noștri, vă mulțumim și ne bucurăm să fim împreună cu doamna profesor Jeana Pătru în Pinacoteca Marius Bunescu.